Bine v-am găsit la o nouă ediție a rubricii Ecleziast. În fiecare an, pe data de 20 iulie, biserica noastră îl prăznuiește pe Sfântul și slăvitul proroc Ilie Tezviteanul. Fiul lui Sova, din cetatea Tesva, de dincolo de Iordan, Sfântul a trăit cu peste 800 de ani înainte de întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, fiind amintit pentru prima dată în întâia carte a regilor din Vechiul Testament ca cel ce duce cuvântul Domnului către regele Ahab al Israelului. De aici aflăm că Sfântul Ilie ajunge la curtea regelui Ahab, căruia îi anunță că Dumnezeu va pedepsi poporul prin secetă dacă nu va lepăda credința în zeul Baal. Și aceasta cu atât mai mult cu cât, imitând pe regele lor, tot mai mulți supuși ai săi l-au părăsit pe Dumnezeul lui Israel, închinându-se idolilor păgâni. Acesta a și fost înțelesul mesajului transmis de profetul Ilie Tezviteanul, demonstrare a lui Ahab pentru rătăcirea sa, pentru că, închinându-se idolilor, se pierdea nu numai pe sine, ci și pe întreg poporul său. Deci, văzând că nu poate aduce pe rege la calea cea dreaptă a credinței strămoșești, i-a vestit că se va abate asupra țării o foamete mare care va ține 3 ani și jumătate, ca pedeapsă pentru lepădarea de credință. Sfânta Scriptură ne relatează acestea astfel. Atunci, Ilie Tezviteanul, proroc din Tesba Galaadului, a zis către Ahab: Viu este Domnul Dumnezeului Israel, înaintea căruia slujesc eu. În acești ani nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. A început deci o secetă cumplită, nici o picătură de ploaie sau măcar de rouă nu a mai picat, urmând nerodirea lanurilor, lipsa de hrană și foametea. Toate îngăduite de Dumnezeu, cu speranța că foametea va face pe poporul lui Israel să se căiască și să se întoarcă la adevărata credință. Din porunca lui Dumnezeu, prorocul pe care regele căuta să-l omoare, înveșmântat doar cu o piele de animal, părăsi ținutul Israel și se duse la râul Cherit, aflat dincolo de Iordan. Conform tradiției bisericești, în acest loc a fost ridicată mai târziu mănăstirea Hozeva, care mai există și astăzi, unde a trăit și Sfântul Ioan Iacob Hozevitul. Domnul îi trimise corbi, păsări pe care evreii le considerau impure, pentru a-i aduce pâine dimineața și carne seara, ca să poată supraviețui. Când se căși râul acesta, Dumnezeu îl trimise pe Ilie la Sarepta Sidonului, lăsându-l să vadă de-a lungul drumului efectele dezastruoase ale secetei. Ajunge la o văduvă, unde săvârșește alte fapte minunate, înmulțește făina și uleiul, îndestulătoare până la sfârșitul secetei și îl va învia pe fiul acesteia. Reiese așadar că prorocul Ilie nu se adresează în mod exclusiv poporului Israel, de vreme ce învie fiul unei femei păgâne, ci tuturor, îndemnându-i spre îndreptare. Învierea fiului văduvei preînchipuie totodată învierea tânărului din Nain, iar faptul că făina nu se termina era chipul înmulțirii pâinilor pe care avea să o facă însuși Iisus Hristos. După ce au trecut 3 ani de secetă, Dumnezeu a zis către robul său, Ilie, du-te și te arată lui Ahab pentru că voiesc să miluiesc lucrul mâinilor mele, să dau ploaie și să adap pământul cel uscat prin cuvântul gurii tale, ca să-l fac aducător de roade. Căci acum și Ahab se pleacă spre pocăință și te caută, voind să te asculte la ceea ce-i vei porunci. Plecând prorocul Ilie din Sarepta Sidonului, s-a dus în Samaria la regele Ahab. Ilie se arătă în fața regelui Ahab, care rămăsese surprins să-l vadă venind liber pe cel pe care îl căutase peste tot cu slugile sale. Ilie îi ceru să adune pe tot poporul lui Israel pe muntele Carmel ca martor al confruntării sale cu cei 450 de profeți al lui Baal și cei 400 de profeți ai zeiței feniciene Ashera, care erau întreținuți de Izabela, soția lui Ahab. Când toată lumea fu adunată, Ilie le zise: Până când veți șchiopăta de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, urmați Lui, și dacă este Baal, urmați aceluia. Poporul însă n-a răspuns nimic. Ilie ceru atunci ca 2 viței să fie pregătiți pentru sacrificiu și să fie așezați pe rug, dar fără să aprindă focul, și îi lăsă pe falșii profeți să aducă primii sacrificiul.
Aceștia îl invocară cu strigăte pe Baal din zor până în seară, dar în zadar. La venirea serii, profetul înălță un altar cu 12 pietre, reprezentând cele 12 seminții ale lui Israel, săpă un șanț larg în jurul altarului pe care puse jertfa și porunci să fie vărsată în trei rânduri apă din belșug peste aceasta, astfel încât să se umple șanțul. Apoi adresă spre cer un strigăt puternic, invocându-l pe Dumnezeului Avraam, Isaac și Iacov. Pe dată coborâ foc din cer, arzând jertfa, lemnul și apa. Tot poporul căzu atunci cu fața la pământ, strigând: cu adevărat, Domnul este singurul Dumnezeu. Acesta a fost momentul în care Ilie a înlăturat cultul zeului Baal. El îl anunță apoi pe Ahab că seceta avea să înceteze în curând, apoi se urcă în vârful muntelui Carmel și, plecându-se în genunchi, atingând pământul cu fruntea și cu mintea adunată în inimă, începu să se roage. De 7 ori trimise pe slujitorul său să privească orizontul în direcția mării, căci el nu s-a clintit din locul acela. Iar a 7-a oară, un norișor își făcu apariția, cerul se întunecă și ploaie căzu din belșug, răspândind pe pământ binecuvântarea cerească. În afară de acestea, prorocul Ilie a săvârșit și alte fapte minunate. A despărțit apa Iordanului și a vorbit cu Dumnezeu pe muntele Horeb, Dumnezeu arătându-i se în vânt subțire. Prin voia lui Dumnezeu, prorocul Ilie a fost ridicat la ceruri într-un car de foc, netrecând prin moarte. Cinstea deosebită de care s-a bucurat Sfântul Ilie înaintea lui Dumnezeu se vede în prezența sa pe muntele Taborului, alături de Moise, atunci când Mântuitorul s-a schimbat la față înaintea ucenicilor lui. Moise și Ilie au fost de față lângă Domnul în slavă, primul ca primitorul și dătătorul legii, al doilea ca cel mai neînfricat luptător împotriva potrivnicilor lui Dumnezeu. Este de reținut că în timpul vieții sale, Sfântul proroc Ilie nu s-a învrednicit de o vedere față către față cu Dumnezeu. Potrivit relatărilor din Cartea a treia a Regilor, atunci când i s-a arătat Dumnezeu, Sfântul Ilie și-a acoperit fața cu mantia pentru că nu putea privi slava lui Dumnezeu. Iată că această vedere devine posibilă după înălțarea sa la cer, când pe muntele Taborului, Ilie a văzut slava lui Dumnezeu în momentul schimbării la față a Mântuitorului Iisus Hristos. Apariția în slavă a lui Ilie pe muntele Tabor, în acest moment, i-a uimit și înspăimântat pe cei trei ucenici care îl însoțeau pe Mântuitorul. Ei s-au liniștit însă, văzând că Ilie și Moise au vorbit cu el. Potrivit Sfintei Scripturi și a profețiilor Sfinților Părinți, Dumnezeu îi va trimite pe Ilie și Enoch, înainte de venirea lui Antichrist, să mărturisească pentru Hristos pe pământ și pentru a-i întări pe cei credincioși. Sfântul Ilie este reprezentat iconografic cel mai adesea, fie în gura peșterii sale, hrănit de corb, fie în carul de foc, în care a fost răpit la cer, fiind socotit și protopărintele monahismului creștin. Totodată, Sfântul Ilie este considerat patronul apicultorilor. În această zi, la sate, apicultorii recoltează mierea de albine, activitate cunoscută sub denumirea de retezatul stupilor, fiind cunoscut ca cel care a adus prin rugăciunea sa seceta și apoi ploaia, care a salvat poporul iudeu de la moarte, a ajuns să fie cinstit și ca cel care aduce ploi. Slujba care se oficiază la vremea de secetă, cuprinzând și o cerere în care este redată mijlocirea Sfântului Ilie pentru ploi. Sărbătoarea Sfântului proroc Ilie Tezviteanul este și ziua aviației române, acest sfânt fiind considerat, începând din anul 1913, ocrotitorul și patronul aviatorilor.